Vom învăța astăzi cum facem atunci când în Lightroom am pierdut calea către fișierele RAW originale. Treaba asta se poate întâmpla foarte ușor dacă am mutat RAW-urile dintr-un loc în care le aveam, nu știu, pe un hard extern sau de pe partiție, în altă parte, pe un alt hard extern sau pe un memory stick. În fine, ideea este că în momentul în care Lightroom, deci după ce deschidem catalogul Lightroom și Lightroom nu mai găsește pozele, el spune "The file could not be found". Poza o arată, dar de fapt este doar un soi de preview pe care Lightroom-ul salvează în cadrul catalogului. Da? Dacă încercăm să dăm un zoom, de exemplu, nu se poate pentru că nu există informația originală. Cum facem să recuperăm, să redirecționăm Lightroom-ul către locul unde se află, unde au fost mutate pozele? Păi nimic mai simplu, va trebui să ne întoarcem la tabul Library, unde am importat pozele, și aici în stânga, la Folders, o să vedem folderul original în care se aflau pozele, atunci când au fost ele importate. Vedeți, aici erau 54 de poze pe partiția Z și care nu mai există. Ca să-l direcționăm către locul unde sunt ele acum, dăm click dreapta pe folder și așa și vom nu. Incredibil. Așa. Și vom alege de aici Update Folder Location. Și ne va deschide un browser care probabil că inițial va încerca să se ducă acolo unde știe el că sunt pozele. Dacă nu mai există acel folder, nu știu, ne va duce undeva unde știe el sau vrea el. Iar noi o merge pur și simplu acolo unde se află pozele acum. Eu, spre exemplificare, le-am mutat partiția E în acest folder. Bun, acum știu că pozele astea aici, ele nu se văd, pentru că în acest browser nu mi-arată și fișierele, nu mi-arată pozele, mi-arată doar folderele. Dar știu că aici sunt pozele. Îi pot da Select Folder. Moment în care el începe să se încarce și dacă mergem iar la Develop, a dispărut acel mesaj cu "The files cannot be found". Și iată, pot să dau zoom. Calitatea probabil se va îmbunătăți imediat ce se va încărca poza. Sau probabil că nu este în focus. Gata. În acest moment suntem acolo unde trebuie.